Bună ziua, stimați telespectatori! Deja știți unde ne aflăm noi la această oră, și anume în comuna Cornuluncii, satul Sasca Mică. De data aceasta vom sta de vorbă cu domnul Marin Cogălnicianu, meșter popular, de fapt maestru într-un anumit domeniu. Dar înainte de a sta de vorbă cu dumnealui, o să vă spun câteva cuvinte despre această localitate, întrucât noi suntem pentru prima dată aici. Și este bine să știți anumite lucruri, anume, comuna Cornuluncii este considerată a fi una din cele mai mari comune din județul nostru, întrucât după ultimul recensământ are peste 7.000 de locuitori și în componență sunt numai puțin de 9 sate. Un lucru nemai întâlnit, ca să zic așa, că este destul de fărâmițat. Trebuie să precizez data. Trebuie să vă mai spun că în ordinea mărimilor, satele din această comună sunt următoarele. Băișești, Brăiești, Cornuluncii, Sasca Mică, Păișeni, Sasca Mare, Dumbrava, Sasca Nouă și Șimcă. Satul Șimcă este cel mai mic din această comună, n-are de ce să supere cineva pe mine. Prin studierea documentelor istorice s-a ajuns la concluzia că această comună este legată din punct de vedere al acestor documente de satul Băișești, care, pe lângă faptul că este cel mai mare sat din componența sa, este și cel mai vechi. Primul stăpânitor al satului Băișești a fost Oana Băieșescu, un mic boier al locurilor, de la numele căluia derivă și denumirea satului. Este specificat în dania primită de la domnitorul Alexandru cel Bun. Prima informație scrisă despre acest sat, de satul Băișești, apare câțiva ani mai târziu, la 15 septembrie 1499, când domnitorul Ștefan cel Mare îi confirmă la curtea de la Suceava lui Giurgiu ca gumelnic, adică recompensă, pentru 300 de zlostătărești ca moștenitorul boierului Băișescu. Mai întâlnim și la 4 ianuarie 1663 pe ustratie Dabija domnul Moldovii, care reconstituie mai multe acte pe care au fost emise pe vremea lui Ștefan cel Mare. Mergem pe firul istoriei și aflăm că la 1774 satul făcea parte din ocolul Siretul de Sus. După înglobarea Bucovinei în Imperiul Habsburgic, satul a făcut parte din districtele Moldova, Suceava, Gura Humorului, Ocolul Șomuz, Moldova și Ocolul Gura Humorului. Din 1869, satul a devenit comună, încorporând pentru perioade mai lungi și satul Stânilești din Cornul Luncii. Trebuie spus că satul Cornuluncii a fost localitate de frontieră după anexarea în 1774 a părții de nord a Moldovei, deci a Bucovinei, de către Imperiul Habsburgic. Iar la 6 mai 1809, pe moșia Cornuluncii a fost înființat un oficiul vamal. Rețineți un lucru, că până în 1990, în această localitate s-a aflat cea mai vestită topitorie de in și cânipă și una din cele mai productive unități în acest domeniu. Din păcate, în 1995 a fost desființată, ceea ce a dus la un declin al locurilor de muncă de care să aibă parte acești locuitori. Trebuie să vă mai spun că în sat, de fapt în comună, sunt 10 biserici ortodoxe. Nu vi-l mai înșir acum în satele în care se găsesc, că fiecare sat are una sau chiar două biserici. Se mai găsesc 2 biserici penticostale, 2 biserici catolice și o mănăstire pe stil vechi.
din acest punct de vedere, din punct de vedere al credinței, această localitate stă extraordinar de bine. Trebuie să vă mai spun, pentru că am constatat la fața locului, localitatea, satele toate au o infrastructură rutieră de invidiat. Totul este asfaltat sau betonat. Și acest lucru se datorează, trebuie să-l menționez, pe domnul Gheorghe Front, primarul comunei, care nu de mult timp a declarat, citez, este drept că nu prea cred în expresia nu se poate și încerc să găsesc o rezolvare pentru fiecare problemă care apare în comunitate. Nu pot să mulțumesc 7.000 de oameni, dar pot să le dovedești tuturor că sunt la fel de importanți pentru tine ca primar. În prezent comuna înflorește, oamenii sunt harnici, credincioși, cu respect față de lege și față de Dumnezeu. Dar noi terminăm prezentarea acestei comune și începem un dialog, sper să fie foarte fructuos, cu acest meșter popular pe care eu, datorită a ceea ce știu despre dânsul, pot să spun că este un maestru în această artă pe care o practică. Domnule Marin, de ce vă cheamă? De ce vi s-a pus numele de Marin? Sunteți oltean? Sunt oltean, sunt moldovean beget-beget, botoșenean, de fapt. Și pentru faptul, cum îmi explic eu, pentru faptul că eram între cele două mării născut, pe data de 1 septembrie, eram după Sfânta Maria Mare și eram înaintea Sfântei Mării Mici. Și zice, mama poate, au zis, fiind și începutul anului nou bisericesc, să-mi pui un nume mai sonor, așa? Maria nu vă putea pune, așa cum ori. Deci am aflat că sunteți născut la 1 septembrie 1949. În satul? Tomești, se chema acum George Coșbuc. Din comuna? Comuna Socrujeni, acum Gorbănești. Cum ați ajuns aici? Aici este o poveste destul de lungă. Tatăl meu, fiind salariat, și-a permis să... Adică a avut curajul să mă dea la undeva să învăț mai mult decât să învăța la țară. La noi acolo în sat, de fapt, erau 4 clase. Și 7 clase, că eu am fost ultima promoție care era cu 7, am prins cu 7 clase, se făcea la Gorbănești. Deci distanță vreo 6-7 km de mers pe jos. Fie vară, iarnă, ce era. L-a dus și tot atâția l-a întors. 14, total, da. Și atunci zice, avea o soră la Botoșani și a vorbit cu ea, s-a înțeles, și zice, dau băiatul la tine în gazdă să facă școală acolo. Și m-a dat, începând cu clasa 5-a, 5-7, deci am făcut la școala generală 3 din Botoșani. Și după aia am continuat... periplul meu prin viață. Cu? O să mergem. Acum vă rog frumos, vă aduceți aminte de vreo învățătoare, un profesor care vă instruit și educat. La noi în sat era un preot, Sângeap Constantin. Soția lui a fost învățătoare și mi-a fost învățătoare mie și tot celor 28 de colegi care făceam parte din clasa respectivă. Și Sângeap Elena o chema și a fost o învățare excelentă și ne-a învățat pe toți și am ajuns toți oameni. De aia vi s-a întipărit în memorie. Din toți acei 28 de elevi pe care i-a instruit și i-a educat, au rămas în sat doar unul. Știți că mi-a plăcut expresia i-a instruit și educat. Dar bineînțeles că... Pentru că instrucția și educația merg mână parte în mână. Da. Ați terminat școala gimnazială. Ce ați făcut? Am terminat. Eu, și la sugestia părinților și, bineînțeles, cu acceptul lor, am început liceul Laurian Botoșani, la liceu. Da, clasa. Am dat examen, am reușit, nu știu. Și am parcurs clasa a 8-a, a 9-a, într-a 10-a, zic, nu mai merg. Nu mai merg la școală. Vreau la o meserie. V-ați ridicat fecioraș?
și nu mai vroiați să învățați. Da. Dar și meseria să învață. Da, și meseria, bineînțeles. Și atunci condiția a fost, zice, tatăl meu îmi spune, da, sunt de acord cu propunerea ta, dar anul ăsta cât stai acasă, deci din ianuarie până la 15 septembrie, lucrezi la colectiv. Și eu mi-am făcut eu calculele mele așa și zic, da, sunt de acord. Da, că eram tânăr în putere. Ordin cu plăcere, nu? Eram tânăr în putere și zic, gata, mă apuc. Și atunci aici a venit prima dată necesitatea de a confecția opincile. De a le confecționa. De ce? Pentru că la colectiv acolo era lucram la o grădină de legume. Și acolo nu trebuia să te duci să lași urma de pantof, de gheată, de ceva. Acolo trebuia să fie călcătura cât mai moale ca să nu deranjeze alimentarea și substanțele care pătrund la plante. Să nu lasă urme. Să nu lasă urme, da. Și era și mai simplu, mai ușor de mers și de alergat. Și iată că ajungem de ce confecționați opinci. Aici mă ajungem de ce, dar... Lucru, faptul care a dus la, la acest lucru este fenomenul sau nu fenomenul. Faptul întâmplat în clasa întâia, când am mers în clasa întâia la școală, a primit doamna Țângeapă acolo în clasă, bineînțeles, eu am verificat pe toți cu privirea, pe toți copiii, toate fetele, toți băieții. Toți băieții erau cu tășcuțe și cu opinci încălțați, băieții. Fetele mai aveau o sandal, un tenis, un ceva așa. Eu am văzut și eu eram cu sandale, tata meu fiind salariat, cu ghiozdan de carton, cum erau cele niște pătrate, așa, paralipipedice, așa, zis, și eu vin acasă plângând, nu mai merg la școală până nu-mi fac opinci și traiște. Că tu-ți copii și eu cu sandale. Da, pentru că eu sunt diferit de ceilalți. Mama fiind croitoreasă, imediat o bucată de macat acolo, o luat, o cusută și ne poftim, ne-ți-am făcut tașcă. Opinci... Iar opinci, aveam un frate care mai mare ca mine, am tăiat la fiecare casă era o piele de porc în pod sau undeva pus în cui, bătut în cui, ca să stea întinsă tot timpul. Și am tăiat o bucată de acolo și împreună am făcut opincile. Știți, mă iertați că înainte nu era moda să mănânci șoricul. Nu. Nu, înainte era așa. Era folosit. Și tot în acea perioadă care eram de acum micuț și așa, bunicul meu mă lua și să-l ajut să-și facă opinci. Și să-i țin la tăiat nojițele, nu știu, și făcea glume cu mine. Îndălea să țin și trăgea mai tare. Și eu mă ridicam de pe scaun sau pe pat de unde stăteam și el dădea drumul brusc și cădeam acolo și... Glume de astea. Și în fine, s-a întipărit toată asta. Nu mi-a trecut mie prin cap vreodată că am să fac cândva o pinci sau să fie o îndeletnicire pe care s-o practic. Eu trag concluzia că ta ai învățat să le faci jucându-te. Păi jucându-ne. Nu forțat de cineva, învață meseria asta. Nu. Și mai este și altceva la rădăcina, așa, pentru că familia mea și toți frații tatălui meu, erau 5 frați, toți au fost meseriași. În sat acolo, tuturor le spunea nemți. Era se la toate. Un cult în familie pentru muncă și o muncă, munca să fie calificată. Deci, intenția mea de a face liceu era împotriva ideii familiei de a... Stricai tradiția familiei. Stricam tradiția familiei, da. Și n-am spus că în clasa de 5-7, în clasa 5-a se făcea lucru manual la un atelier de tâmplărie, iar în clasa 6-a și 7-a se făcea lăcătușărie. Eu împreună cu un coleg de meu de acolo din sat, Sumanaru Anton, care a fost director până la urmă de la undeva pe Motoșani la ADAS, așa se chema, și după aceea Asirum, parcă, zice, băi, hai să mergem la muzică, la școala de muzică. Nu mai mergem noi la lăcătușărie, că la lăcătușărie știam de acasă, că tot timpul m-am născut cu ciocan și cui în mână. Și tot timpul zice, hai să facem la muzică. Și ne-am dus acolo, am dat o probă de ritm și de ureche muzicală și am intrat. Și am făcut 2 ani, am studiat fagotul și el violoncelul.
fagotul nu prea utilizat pe la noi. Nu prea este, decât în orchestre simfonici. Am făcut parte din orchestra școlii, cine a fost pe scena teatrului din Botoșani, Mihai Eminescu. Noi doi eram acolo. Veniți dintr-o gârlă de acolo din sat. Și uite, așa am ajuns. Și de acum, cum v-am zis, am lăsat liceul, m-am apucat de colectiv, în opinci, încălțat. Și ați rămas acolo? Și am rămas pentru până în 15 septembrie. Până începe un alt an școlar. Până începe un an școlar. Și asta de acum, la 15 septembrie, înainte am mers și am dat examen la grupul școlar CFR Iași, care aparține de regional la Iași. Am dat examen, am reușit, că eu eram de acum cu studiile în față de cei ce se cerea acolo, făcând și liceu, și am reușit. Toamna, la 15 septembrie, m-am dus la școală, tot așa am stat la gază, n-am stat la cămin. În vara aceea am făcut mamei 1000 de norme, unde era mai bine punctat și unde era mai greu, normal, că era mai greu de lucru acolo. Acolo eram prezent, pentru că fratele era șef de echipă și am făcut... Vă mergea judecata. Da, bineînțeles. Unii iasă bine. Unii iasă bine și ce să-i faci? Dacă eu m-am angajat să lucrez, păi asta am și făcut. Și că dar... Și ați rămas acolo? Un an de zile. Da, dar după un an ce ați făcut? M-am dus la școala profesională CFR Iași. Și ce calificare ați obținut acolo? Lăcătuș, reparații, locomotive, abur și diesel. Grea și meserie. Electrice. Grea meserie. Grea meserie, dar și acolo trebuie să fie cineva. Și ați profesat undeva? Da, bineînțeles. Unde? Am terminat școala profesională în 1969, pe care m-am angajat la depoul de locomotive Suceava. Suceava Nord, așa se chema. Unde erau locomotive cu abur, am prins locomotivele cu abur, pe care le-am reparat. După aceea, între timp, am mers în armată, am venit din armată. Unde ați făcut armata? Tot la CFR, la batalionul 123 Poduri, dar la unitatea 01626 la Aiud. Și acum, deci tot în domeniul CFR-ului? Tot în domeniul, la refacții căi ferate. Întâi la montaj linii, propriu-zis, eram în baza de montare și după aia am trecut la montare linii pe care am făcut-o în baza de montare, am dus-o în teren și după aceea, în ultima parte, făcând școala de gradație, am făcut și trei instruiri am făcut cu leaturile care veneau așa. Și am plecat, n-am mai stat la instruiri ca așa, și m-am mers la undeva, la Bănița. Stați puțin. Refacții tunele. Am nevoie de o părere de-a dumneavoastră. Anume. Prima dată o întrebare. V-a folosit armata la ceva? Da. Armata mi-a folosit și folosește oricui. Acum vă pun altă întrebare. Mă mulțumesc cu răspunsul. Ar fi necesară armata și acum? Ar fi foarte necesară, pentru că acolo este o anumită ordine, o anumită disciplină, un anumit program pe care trebuie să-l respecti și omul, respecti și pe tine și, bineînțeles, nu ești acolo pentru bărbați, sunt obișnuiți ca femeia de serviciu sau soția sau mama să nu fie acasă. Deci ei fac totul. Nu e așa că se spunea bine înainte, mai ales la țară. Nu te însori până nu faci armata. Ai făcut armata, ești om. Ești copt. 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 Ești copt și poți să te căsătorești. Da. Bun, spuneți-mi, dar pe profesiunea dumneavoastră ați mai făcut ceva cursuri? În timpul cât eram meseriaș, adică la reparația locomotivelor, lăcătuș și reparație locomotive, după o perioadă de 2 ani de zile, vechime ca meseriaș, aveai posibilitatea să participi și să fii selecționat, bineînțeles, medical-psihologic, pentru a promova în funcție de fochist locomotivii cu abur.
Ei, am dat acele examene și așa, și am făcut școala de fochist și am făcut meseria de fochist. Deci nu-ți dădea lopata mână și spunea alimentează locomotiva. Nu, nu, trebuia să știi, să cunoști meseria de fochist. Așa, trebuia să cunoști instrucții care trebuia să respecti, erau îndatoriri care trebuia să le facă fochistul și era ale mecanicului. CFR-ul nu era a doua armată? Era poate chiar prima armată. Pentru că armata, prima armată nu se putea deplasa fără așa zis armata a doua. Da, sigur că da. Erați la dispoziție. Când v-ați pensionat? Ei, dar mai este până la pensionare, hai mai este. Hai să mă aud. Deci am făcut focărie, făceam la locomotive cu aur, deam la lopată 16 tone de cărbuni până la Dorohoi, 16 tone înapoi. Și bineînțeles, trebuia curățat focul, era o chestie întreagă. Sau făceai la călători. La călători erau timp care trebuia să stai 3 minute. Într-o gară, spre exemplu, la Verești. Stai 3 minute. Trebuie să alimentezi cu apă și să faci și focul. Să curăți și focul acolo. Ei, atunci trebuia să te miști repede și să ungi și locomotiva, să mergi de jur împrejur, să la punctele de ungere, să împrospătezi acolo uleiul. Și acolo, dar era foarte foarte bine. Foarte simplu cât știai ce ai de făcut. Când ați făcut cu plăcere serviciu. E extraordinară plăcere am făcut. După aceea, după o perioadă de timp, era nevoie să o avansare din nou. Iar aveai posibilitatea să fii selecționat pentru a face funcția de mecanic ajutor locomotivei diesel. Cum, dar nu vă spunea, tu te duci acolo și faci meseria asta, nu? Nu. De trebuia ce? Să parcurgi niște etape, niște anumite stagii să ai ca să poți să promovezi următoarea funcție. Să acumulezi niște cunoștințe. Să acumulezi cunoștință, bine, și experiență în ceea ce faci. Nu era voie de greșit în CFR? Nu, greșeai odată. Și a doua oară te dădea afară sau în funcție de gravitate. Așa. Și după meseria asta, ce am făcut-o ca mecanic ajutor, am avut posibilitatea să merg la școala de mecanici. Mecanici locomotive cu abur, locomotive diesel și locomotive electrice. Ei, am făcut școala de mecanici, am dat examen, erau examen de sfârșit de an, de sfârșit de școală de mecanici și după aceea erau sfârșit de punere pe funcție. Iar acolo instrucții, era un instructor regional, unul Bârzu Gheorghe, era mare zbir acolo care nu puteai să, de care nu puteai să treci peste litera legii, a cărții. Auziți, mă iertați, nu-i ca acum. Băi, am nevoie de un director general, tu ești membru partidului meu, da, te pun pe tine director general. Asta e în cazul, în în situația de astăzi, dar înainte nu se portea face chestia asta, pentru că erau anumite reguli care trebuiau respectate. Și în 1975, deci după vreo 4 ani de servici pe locomotivă, am fost retras medical pentru că am avut un copil și m-a decedat și am făcut o nevroză astenică și am trebuit să mă retrag. Și după m-am retras, am mers la școala de maestri și acolo am făcut timp 2 ani de zile la București, la zi, și am revenit la depozit Suceava Nord ca maestru. Și până la pensie. Până la pensie. Când ați ieșit la pensie? 2 septembrie 1999. E, ca ieri. Da, chiar ca ieri. Ca ieri. Așa a fost. E, știți ce zic eu? Să mai ne oprim puțin. Ne oprim. Stimați telespectatori, lăsăm pe Neamărin să-și tragă puțin sufletul. Este foarte interesantă povestirea și noi o vom afla până la capăt. Între timp, vă propunem o pauză publicitară. Stimați telespectatori, reluăm discuția cu Neamărin, dar nu-i mai zic Neamărin de acum, mai zic domnul Marin, pentru că este moldovean de-a nostru, jet be jet, numai numele seamănă a oltean. Și anume o să rugăm să parcurgem viața domniei sale de la data ieșirii la pensie. Domnule Marin, cum
ați ajuns totuși la confecționat opinci. Și nu numai. Și nu numai, da. Aici, de fapt, să începem cum am ajuns aici, în sat. Soacra mea era de pe aici, din zonă. Avea frați și surori, ea fiind născută în Baia, avea doi frați aici, stabiliți, și avea ceva de la părinți. Ei rămas ca zestri, vă 2 hectare de pământ. Și după 90, când a început să dea, zic, băi, m-am făcut eu un calcul, zic că la bloc nu am ce să fac și merg undeva la țară. Unde să merg? La țară, dincolo, la părinții mei, îmi lăsa casa mama, dar acolo nu se putea ajunge decât cu avionul în momentul când ploua. De ce? Era un noroi acolo de numai, un noroi glod. De fapt, care ținea de picioare. Un hlei, da, de ăla care era, și parcă era lipici. Și eu ce să fac? Iar calculele care le-am mai făcut odată, zic, nu merge decât hai să vedem aici la țară, din partea lui soacră. Și am venit aici, pe strada Băii, la numărul 34, unde locuiesc acum, e o casă bătrânească, și m-am înțeles cu vechiul proprietar, Nistor Adrian, dar acum locuiești în Câmpul Lung, și am cumpărat casă și am făcut modificări, am făcut o anexă acolo cu o cameră pentru soacra, că soacra a avut pretenții să aibă camera ei și baie și o bucătărie să fie acolo. Și am băgat încălzire centrală, am băgat intras apă, un hidrofor acolo, fântână în beci, și m-am așezat de gospodărie. Stând așa, i-ați modernizat. Rezolvând aceste probleme, am trecut la grădină, am plantat niște pomi, am un pic de levăduță, așa că am peste 100 de copaci, un pic de vie, câțiva butuci de vie, am zmeuri, cocze negre, tot ce este timp, că am fructe de cum e să încep aici și fructele până toamna târziu. Dar vin ați făcut? Am făcut, da, toamna, câte 20-25 kg de vin, așa, ce mai, că nu ajunge prea mult struguri, pentru că cum începe să pârgui, îl și mănânc, începe cura de struguri, că toate care sunt în față... Nu rezistați tentații. Nu rezist tentații, da. Și pentru că, na, sunt făcute, spuse de mine și toate sunt plăcute. Așa. Și cam terminând astea, la un moment dat, cineva din interior zice, păi, dar tu cândva știai să faci opinci. Ia, apuc-te și fă. Și aveam o haină de piele mai veche și am stricat-o aceea, am luat spatele că era mai mărișor și ia, băi, să încep să vedem dacă ar merge. N-am uitat. Și am exersat o leacă și merge. Și acum am trecut la treabă. De unde să fac? Păi, microbul aveați, da, germenele aveați. De acum am colțit. Să fie un colțit de acum. De acum, gata. Hai, de unde să caut piele, de unde se poate procura? Păi niciune. Am interesat pe ăștia care prelucrau pieile, pe la Dolhești, pe aici, pe la Pătrăuți, pe la Ipotești, pe în toate zonele, nimeni nu mai face nimic. Și am auzit că zona Rădăuțului, în partea cea e pe la Vico, sunt... Dubălari. Sunt ăștia care aduc piele din Italia. Și am cu pielea italiană și m-am dus la ei și am procurat piele și am cu ce să lucrez. Cule, mi le-am făcut singur, parte din ele, parte care le-am mai cumpărat, că deci la o pincă ce trebuie? Cuțit, ciocan și o dăltiță. Șunac și ață. Și aceea cu care dați găuri, cum se cheamă? O dăltiță. Nu, rotundă. A, preducea nu. Nu, pe acolo nu e, folosesc preduceaua. Știți, la noi se zice potricală. Potricală? Nu. Și mi-a povestit un fost învățător, Dumnezeu s-o dea să-i mor de mult, o că când le-au adus ei lor la clasă să facă tot așa de opinci, o zic că, băi, care are potricală acasă? Aici... Dar ea și el a înțeles băiatul că portocală și s-a dus acasă și a spus părinților și a spus, băi, nu avem de astea. Da, ziceți mai departe. Este un șmecherie aici. Nu folosesc potricala sau preduceaua, pentru că nu-mi strânge nojița. Asta când eu dau cu dăltița de 6, de 8, de 10, cât de lată e, cât de mare e o pincă, așa, cât de lată e nojița, el mi-o strânge
că nu are deloc spațiu. Dar știți ce, facem noi acum? Mă iertați, știți ce facem noi acum? Nu vorbiți pe uscat. Să vedem. Așa, o să ne deplasăm, puțin ca să vedem cum e. Da. Asta e pielea de care ne-ați vorbit, da? Da. Cum să ia adus-o un val, să ia Vicom cu metru pătrat, cum? Ei, pentru ceea ce avem noi de făcut, opincile merg și bucăți mai mici și băieții de acolo de unde mă aprovizionez eu au avut grijă să mă aduc bucăți. Așa să nu... Că asta, o bucată la metru pătrat este 1 milion. Să peste 1 milion metru pătrat, iar astea sunt la kilogram și nu-i decât ceva mai puțin. Nu lăsați, nu aruncați capete. Nu, folosesc toate. Le folosim toate. Așa. Deci și ei sunt avantajați pe undeva. Și deci, bucata de piele care am adus eu de la Vicov, o așez pe un platou aici, așa, după care... Masa de lucru. Ca să -mi ușurez munca, să nu măsor tot timpul, mi-am făcut niște șabloane care sunt pe diferite mărimi, că aici am făcut... Asta am vrut să vă întreb, dacă aveți pe calcule, diferite mărimi. Pe diferit, că mi-a făcut calcule acolo, că mi-a zis că am centimetru cizmăresc, este deosebit de centimetru obișnuit, este două treimi din, este egal cu două treimi din centimetru obișnuit, deci 10 centimetri, spun, dăm un exemplu, se mulțește cu 10 și se împarte la 2, ca să afli mărimea cizmărească, la așa. Deci, acel șablon îl punem pe bucata de piele, după care, cu ajutorul caterului care înlocuit cuțitul nostru vechi, așa, și atunci se produce, se trece la tăiat. După contur, tăiat fain frumos, acum vom pregăti materialul pentru confecționat o pereche de opinci, mărimea 41. Sau, cel puțin, zis pentru o pincă, 41, mărimea 41. E, nu-i pentru mine, că eu por 43. E, dumneavoastră trăiți picior mare, noi facem pe picior mai micuț. Deci, cam asta ar fi. Așa. Scoatem tot aici, că... E, așa. Asta e bucata de piele care ne interesează pe noi. În partea dreaptă, aici va fi gurguiul, opincii, iar în partea asta va fi călcâiul. Așa. Deci șablonul nu ne mai trebuie. Și ce-i gurguiul? Gurguiul este... Vârful. Vârful opincii. Așa, arătați pe opinca aia. Asta este gurguiul. Da. Și asta pentru a obține acest gurgui. Acum mai modern să nu intre apa. Da. Între părți se lipește. Parte peste parte. Așa tot frumos cu soluție. Așa. Beton se lipește. Și soluția se cheamă moment. Deci asta se va întâmpla foarte rapid. Deci asta nu o să ne mai trebuiască. Luăm ciocanul. De ce bateți așa? Ca să produc lipirea mai repede și să fie... Să nu intre nici aerul, nici nu apa. Apa, nu? Nici aerul. Apa, aerul. Așa, cu ajutorul așa de darți, care este confecționată dintr-un cui de 15, lățit pe o bucată de fier mai așa, se poate face, se fac acele găuri prin care se trece nojița. Acum, eu cel puțin obișnuiesc ca ăsta gurguiu să-l fac, să-l cos. Știți? Și vreau să-mi trasez la 5 mm de margine, un semn prin care se fac găurile care le fac cu o sulă. Deci asta este sulă.
și fac găurile. Se face un număr exact de găuri la toate? Nu. Aici nu da, se face. Da, în funcție de mărime, e drept. În funcție de mărime, da. Aici sunt anumit, nu? Mai mic, mai multe. Așa, am exemplificat aici cu gurguiul, cum vine. Trebuie să, așa. După aceea, pentru ca să dăm contur opincii, așa, pe partea lungă a opincii vine introdus o nojiță. Deci aceasta de este faceți, nojiță, este tot din același material făcut, dar de dimensiune mai mică și pentru ca să... Cât? Un centimetru? Un centimetru și ceva? Nu, nu are lățime un centimetru, 8, 5, 8... Sub un centimetru. 5, 8 milimetri, da. După care se lasă o mică distanță de la marginea gurguiului, de la gurgui, la 5 milimetri de marginea opincii, iarăși se face un semn, pe care se poate merge cu dăltuitul. Se cheamă dăltuit. Mâna e exersată, că nu văd că măsurați cu ceva. Nu, că el merge normal. Așa. Și astea doar se fac la o distanță între 8 milimetri, 10 milimetri. Așa. Deci, aici vin date un număr în funcție de cum se introduce prima nojiță în prima gaură. Un număr, eu fac un număr impar de găuri. Deci 13 găuri fac aici și încep după aceea așa. După aceea vine, este distanța mai mare între găuri, pentru că se termină cu partea îngruzită, cu partea aceasta, da. Și urmează o parte care numai întărește marginea opincii. Da. Și deci asta... Se îngurzește frumos, îi dă fason opincii, deci, nu? Deci asta găurit vine până la călcâi. Pentru a exemplifica mai bine, uitați, am ajuns în stadiul ăsta cu opinca. Deci, cele 13 găuri le-am făcut. După aceea, urmează... Îngurzit, adică încrețit. Încrețit. A, așa. Asta, încrețit, da. Și după aceea, tot cu ajutorul unei scule ajutătoare, ca să nu, că înainte era acea sulă care majora găurile, ca să poate introduce asta, nojița. Acum ne-am specializat și am făcut această agrafă cu ajutorul căreia băgăm, uitați. Și nojița aceea e dintr-un singur fir, dintr-o singură bucată, dintr-un capăt de jur împrejurul opincii. Da. Da, și aici să... Cam ce lungime are de regulă o nojiță? O nojiță este egală, trebuie să fie egală cu înălțimea omului care va purta o pincă. N-ați știut asta. Nu, n-am știut. De-aia am și întrebat. Da. În cât timp faci o opincă? Ei, tot. O opincă durează o oră jumate, două ore, cam așa. Dar trebuie să vă umbli mâinile repede. Trebuie să umbli, normal. Așa. Asta pentru exemplificare, așa, pentru ca să facem o demonstrație în fața aparatului, să ne observe aparatul că facem totuși ceva. Și să vadă lumea că nu e chiar așa ușor de făcut. Nu e chiar atât de simplu. Și ceea ce vă spuneam mai înainte, că gaura dată cu această daltă, uitați, el nu se cunoaște unde. Nu. Și eu când am băgat nojița asta, el tinde să rămână, să revină înapoi și îmi strânge. De aceea se explică că el stă așa. E tehnică. Tehnica. Tehnica de Dacă lucru. Ar fi fost gaura rotundă, i-ar fi dat voie ca să se miște aici. Asta e șpilul, asta e șmecheria. Asta e șmecheria.
Asta șmecherie ați dobândit-o în timpul cât ați lucrat? Da. Sau când exersez, s-a spus când, nu mi-a spus nimeni, dar când exersez, vezi că... Ați constatat pidiu. Stai mai omule, că nu-i bun cu... Că am încercat cu Preduceau, cu... Așa, dar nu este bun. Și nu numai acolo, ci o să ajungem și în partea din spate, unde se face călcâiul. Acela ai alt model. Nu, mă gândeam la una care este într-un stadiu mai avansat. Uitați-l de sus. Așa merge și pe partea aia. Așa se merge și pe partea aia și se ajunge... Dați să arăt. Deci, am introdus partea, da, partea și pe stânga, le-am, când să-i formăm... Acolo-s capetele, ieșete. Când să formăm călcâiul, partea din spate, înainte erau opincile, numai patru găuri era aici. Și era ca o clapetă în spate, nu, să ridica, nu? Clapeta aceea este valabilă pentru opincile astea din cauciuc, uitați. Aha, clapeta asta. Da, da. Dar aici, pentru ca să nu intre noroi, apă, să nu intre așa, am apelat la situația asta. Deci, cele patru găuri țineau numai puțin, îngruzeau aici și era posibilitatea ca să intre pe acolo. Dar, prin această metodă, să rămâne călcui așa. Și aici poate fi reglabil. Dacă este nevoie să mai dai drum puțin, să fie pentru un picior mai mărișor, un pic mai puțin mai umflat, atunci se dă drum. Dacă nu, se strânge și deci este opinca. Asta e tehnica, nu? Asta e tehnica de confecționat. E foarte bun, mulțumesc. Aceea nojița care face, cu care opinca se fixează pe picior, vine tot din partea asta, se merge prin fața piciorului pe aici, în partea asta și după aceea în partea asta, vine în spate, care se unește. Știți, dumneavoastră, o să arătați pe picior cum se ridică, așa, da, foarte bine, da. Și o să filmeze de aproape. Da, 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 cum se leagă opinca pe picior. Și asta ar fi opinca rezultată din bucata de piele care am avut-o la dispoziție. Ei, deci, cum spuneam, nojița din spate vine în partea stângă, dată tot prin nojița care am pus-o prima dată, am fixat, făcut îngruzirea în dreapta, după aceea se dă spre stânga și vine și se unește cu nojița din spate. Știți așa? La ce mă gândesc eu? Că romanii au luat modelul de sandale după o pinca românească. Păi cred că aici din studii rezultă că am o carte, opinca la români, rezultă că nu e opinca românească, nu e așa de mult, dar eu zic că e cea mai veche opinca. Deci datează cel puțin 10.000 de ani. Așa. Și aici se leagă. Auziți, este o opinca nu se încalță așa repede ca un pantof sau o cizmă, nu? Că dacă nu o legi bine de picior, te poți trezi că rămâi fără dânsa. Da. Într-o cizmă îți bagi piciorul, într-un bocaz îți bagi piciorul. În opincă trebuie să o legi ca să o poți după tine. Da. Bun, mulțumesc. După ce ne-a demonstrat domnul cum se face opincă și cum se încalță, eu îndrăznesc o întrebare. Considerați că opinca are viitor? Așa cum va avea viitor România, așa are viitor și opinca. Cât va trăi românul, va fi o și opinca. Da, și acum să continui ideea, să zic că ați confecționat opinci și pentru personalități? Nu, încă n-am ajuns, pentru că n-am avut și nu am tehnică corespunzătoare pentru că a ieșit. Pentru interpreți? Pentru interpreți, da, am făcut. Pentru ansambluri? Pentru ansambluri, încă nu sunt așa de... pentru că v-am spus, nu am posibilitate să ies în evidență pe media, cumva. Decât prin dumneavoastră, prin participarea la târguri. Dar spuneți-mi un lucru. Eu ce am văzut aici m-am speriat.
astea sunt toate câștigate de dumneavoastră la festivaluri, la concursuri, la târguri, la ce? Astea nu le consider un câștig, deci este o experiență în plus, pentru că eu nu m-am dus la un târg să câștig ceva, eu m-am dus să socializez, adică să primesc această diplomă pentru ca să fie un... Și v-am întrebat că eu am fost de mai multe ori la târgul de la București și tocmai că nu v-am văzut. Uitați-vă ce frumoasă este această diplomă realizată manual. Da, asta e de la... Lume, hai la târg! Hai la târg, de la Muzeul Satului, de la Suceava. De la Suceava. Așa. Am participat multe târguri. Deci, începând cu Suceava, începând cu aici, Zările Comunii Cornulunci, începând de aici. A fost primul la care am participat, după aceea la Piatra Neamț, la Lada cu Zestri, este diploma, chiar prima diplomă acolo, aceea crem. După aceea am mers la Pașcani, la Târgu Frumos, la Hârlău, la Dorohoi. Numai în Botoșani n-am reușit să ajung, pentru că acolo, nu știu, a fost o neînțelegere. Invitați speciali, nu? Acolo trebuie invitații speciale și a fost o confuzie acolo, așa. Și fost la Poiana Stampei, la Slatina, multe pe aici, prin sat, care cu diplome de participare sau diplome de excelență. De mai multe ori am fost la Fălticeni, unde am participat la Zilele Orașului și la Târgu Mărului, la Fălticeni. Mergeți la târguri și pentru vândut sau numai pentru socializare? Bineînțeles că astea trebuie acoperite, cheltuielile astea cu materiale, investiția trebuie acoperită cumva. Oricât aș fi eu de generos așa, dar na. V-am spus, pe mine mă încântă, am fost la târguri la care n-am vândut nimica. Dar tot și am participat și n-am deznădăjuit și am participat și la următorul. Pentru că v-am spus, îmi plac oamenii și vreau să discut cât mai mult cu ei. Așa să faceți, să mergeți în continuare. Noi vă îndemnăm din toată inima. Dar spuneți-mi, ce aveți și turmă de capre? Am niște turme de capriți, acum le-am confecționat în preajma sărbătorilor. Sper să găsesc clienți. Și capul lor îl faceți dumneavoastră? Păi tot eu le fac, de la zero, din bucata de lemn, care eu am niște lemn de plop acolo undeva, îl cioplesc, îl dispic, îl cioplesc și îi dau... Îi dați viață. Îi dau viață, sigur. Da, e foarte, foarte frumos. Văd că aveți și un cal frumos făcut aici. Am făcut o pereche de căiuți pentru ansamblu de la Comuna Cornulunci. Ansamblu... Izvestiți? Da. Și a văzut cineva și zice, păi fă-mi și mie o pereche. Nu, fac o pereche. Da. Avantajul este că ăștia sunt ușori. Ușor de purtat. Ușor de purtat, că eu îl fac din poliesteren. Da. Cei care îl fac ei, am auzit de la Botoșana, au 50 de kilograme. Îl fac și din cadru, din fier, nu știu, și pe aceea. Asta e numai scheletul lui, macheta lui, pentru că el vine îmbrăcat cu carpete, cute, bucățele, batistuțe, nu știu ce, vine mai pus pe lângă ele și... Am văzut că aveți aici și chimiri făcute. Da. Nu vă lăsați, deci sectorul pelăriei e al dumneavoastră. Nu trebuie să stăm, pentru că vrem să îmbătrânim, dar să îmbătrânim frumos. Superbă afirmație și constatare. Dar spuneți-mi un lucru, vorbiți-mi ceva de acele opinci gigantice. Aveți o pereche de opinci aici? Pe la televizor au carte recordurilor. Păi ce-o fi acolo? Am telefon, așa, ia să vedem la opinci, este cartea recordurilor, opincile sunt. Și da, sunt, să găsesc. Și am auzit pe acela Alexandru Ilinca din Vâlcea, care a făcut o opincă de 2 metri și ceva, o opincă. Și am zis, băi, ce să fac? Hai să fac eu o pereche de opinci.
poate el dacă a înregistrat-o la cartele recordurilor, eu să vin cu o pereche de opinci, nu cu una singură, o pereche de opinci, poate o fi admis. Dar asta e noutatea, asta e... Da, și la o adică poți folosi ca barcă. Da, da. Bun, și așa, că s-a făcut din, că eu când i-am spus la președintele asociației, domnul Lutic Marcel, zic, domnule, vreau să fac o pereche de opinci, dar din ce le faci? Din piele? Nu, din cauciuc. Nu! Asta eu nu sunt, nu sunt din partea, nu bag asociația aici. Eu mă bag singur, pielea mea, pielea mea am făcut-o și eu vreau să o suport, dacă va fi cu opincile astea mari. Eu știu că ați vrea să mai sta. Aș putea să stau ca să ne povestiți mai multe, dar n-avem ce face, cronometru ticăie. Tic-tac, tic-tac și n-avem ce face. Se duce, timpul trece, taci și trece. Eu vă mulțumesc din toată inima și vă felicit pentru treaba asta. Vă vom populariza în 3 județe. Mulțumesc. Din județele Moldovei. Neapărat vă vom populariza pentru că meritați și vă urăm sănătate multă. Stimați telespectatori, cu deosebită satisfacție închei această emisiune și vă invit ca să urmăriți și celelalte emisiuni ale postului TV Cromtel Rădăuță.